Bună seara, bine v-am găsit la Monden! Este ediția de Flori, iar eu în acest spirit am încercat să aduc pentru voi astăzi subiecte interesante. Rămâneți în fața televizoarelor, nu ratați ce urmează! Locul poveștilor frumoase este doar aici, la Monden. Vreme de un ceas, la final de săptămână, încercăm să vedem oamenii așa cum sunt ei. Oameni obișnuiți, dar și oameni de la care putem învăța ceva, din poveștile cărora ne putem inspira, să mergem mai departe cu un bagaj de experiență. Experiența altora, dar pe care o putem aduce în viața noastră. Astăzi vă invit să cunoaștem împreună povestea unui medic buzoian, un medic care a venit din Siria, care a făcut aici școala și care a încercat să-și construiască o carieră frumoasă, o carieră de succes în cardiologie. Doamnelor și domnilor, în fața televizoarelor, îl cunoaștem mai bine pe invitatul meu în materialul care urmează. Siria, Franța, România este traseul parcurs de invitatul de astăzi. Născut în Homs, Siria, medicul cardiolog George Nader profesează în România, la Buzău, la Spitalul Județean. Dragostea pentru meseria sa l-a purtat pe căi nebănuite. De aproape 2 ani, spune acasă, Buzăului. A plecat cu regret din țara natală în vreme de război, dar a găsit aici oameni buni și frumoși, ale căror inimi sunt îngrijite de el, George Nader. Îi place atât de mult în țara noastră, în România, încât și-ar dori ca fiica sa să devină medic tot aici. Sunt de la Monden și da, în fiecare final de săptămână, așa cum vă anunțam și un pic mai devreme, avem aici cele mai frumoase povești de viață, experiențe minunate, oameni așa cum sunt ei, oameni pe care îi vedem și din fața, dar și din spatele cortinei, oameni fără secrete. Astăzi sosim în cabinetul unui renumit medic din Buzău, medic cardiolog, care astăzi încearcă să-și expună aici pe Focus TV povestea, o poveste care spun că pornește de foarte departe, dar care ajunge sigur aici, la Buzău. Drum lung, cât de lung și cât de greu sau ușor, aflăm chiar de la el. Din Siria, la Buzău, medicul cardiolog George Nader. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara, bine v-am găsit! A fost lung drumul ăsta, pentru că dacă urmărim pe hartă, într-adevăr sunt foarte mulți kilometri. Da, sunt vreo 2000. Sunt vreo 2000 și ceva până la Buzău, 2000 până la București. Vreau să ne spuneți astăzi, printre altele, și cum a fost traiectoria asta a dumneavoastră din Orient, în Europa, și dacă există o diferență între locurile de baștină și cele în care, iată, astăzi vă aflați și în care v-ați făcut un rost, în România, respectiv în Buzău. Da, da. Adevărat, povestea a început mai de mult în 78, când am venit aici și am făcut facultate la Craiova. A, deci înainte de Revoluție. Da. Ok. Da. În timpul Ceaușescu. Da. Așa, și pe urmă am făcut specialitate la București, la Spitalul Funden. Pe urmă am plecat, ca orice cetățean care i-ar place să continue meseria lui în țara la el. Acolo am fost medic, cardiolog, cunoscut. Am fost sunt de la al treilea oraș din Siria care se cheamă Homs, aproape 2 milioane de jumătate. Am fost șef de secție. M-am împus ca un cardiolog venind din România, da. Care noi am avut concurența și medicii care au venit din alte țări, America, Franța, Anglia, Germania, dar noțiunile erau suficient ca să fiu competent și au mers lucrurile Până când? Până 2011. Ce s-a întâmplat atunci? 2011 au pornit un război la noi, care toată lumea știe și asta este cel mai dificil și urât război care e în secolul 21. Din păcat, țara noastră a fost lovită tare. Se spuneau primăvara arabă, dar mi se pare a fost toamna. Da. Nu primăvara, dar în fine. În 2011 a început război, am suportat 2 ani și pe urmă m-am gândit să plec, că a început din ce în ce mai grea viața. Lipsă de curent, de apă, inflație, și m-am gândit la România, unde consider a doua țara mea, cunoscând limba, făcând studiile aici, și a fost ușor ajutat, normal, prin prieteni români, și așa am ajuns în România în 2000,
la începutul 2013. Deci am asistat la 2 ani de război civil la de la război în Siria. Da. Asta e o rezumată al evenimentelor din viața dumneavoastră. Așa. Vreau să știu care a fost momentul în care v-ați hotărât să faceți studiile în România. Da, înainte de Revoluție. De ce România? Dacă familia a fost de acord să veniți să urmați cursurile aici? Sincer, la mine a fost altă poveste. Eu înainte să vin, am fost în Franța. Și m-am dus să fac studiile acolo. Și ați început? Nu v-ați studiat pe... Acolo nu știam, nu știam. Eu am hotărât să plec în Franța, că și noi suntem o țară francofonă, dar mi-a plăcut Franța și prietenii. Eram 3, am hotărât să plecăm acolo, dar nu știam... Da, exact. Și nu știam că locuri de facultății erau foarte limitate, aproape 15%. Ok. În fine, și pe urma, de neîntâmplare, îmi povestea un prieten algerian. Uite, George, am niște prieteni care sunt în România și sunt foarte mulțumesc. Băi, stai mă, iar încep cu altă limbă. Hai, ne facem iar bagajele, da, iar... Da, exact, iar începem din nou. Altă limbă. Și din întâmplare mă uitam, aveam permisul de conducere internațional care exista și în limba română. Și eu, domnule, am înțeles totul. A fost un semn ăsta. Da, exact, semn pozitiv, m-a încurajat. Da. Uite, e aproape, este limba latină și e ușor de... Ce așa a fost. A fost ușor? Ce ușor? Odată ce ați venit în România, limba, da. M-a ajutat limba franceză și am fost de folos și pentru profesor de limba română, că eu traduceam la colegi și compatrioți care au fost acolo. Deci l-am ajutat foarte mult, care... Profesorul nu vrea să vorbească numai în limba română, știți, așa este legea. Și am învățat cu acordul, așa m-ați întrebat cum am ajuns, acordul tatălui meu. De familie spus, m-am întrebat, da. Atunci aveam 21 de ani, mi-a spus, stai un pic, încă tinerii ca tine, încă n-au terminat bacaloriat la vârsta asta. Hai! Da? Să ai grijă și așa a fost și am ajuns. Și ați avut grijă. Da. Dar cum a fost despărțirea de familie? Primul an în Franța. Primul an a fost cum dur. A fost? Dur. Dur? Dur. La 21 dur. De ani pentru un nu, dur? La 18 ani, la 21, nu. 18, da. Nu, despărțirea primul an a fost dur și pe urmă un an. Din ce punct de vedere dur? Ca și acomodare? Nostalgie, nu. Nostalgie. Băi, ador de familie? Da, normal. Normal. Vorbeați la telefon? Stăteați? Cât de rar vă vedeați? Să nu mai îmi povestiți de telefon. Stăteam 4 ore. și nu erau suficiente orele? Și nu. Stăteam la poșta 4 ore, ceram Siria și trebuia să comunic. Eram la Lille, în nordul Franței. Și trebuia să cerem Lille-ul cera Paris, Paris-ul cera Damasc, Damasc cera Homs și așa a fost o linie lungă. Deci prin capital așa pornea. Da, totul. Așa era atunci. Okay. Așa era. Nu era comunicarea asta ușor. Acum înainte se dorma pașii. Da, asta a fost și așteptam 4 ore și răspunsul ne pare rău. Și vă dați seama. Și m-am acomodat și intrând în viața cotidiană, probleme omul se obișnuiește. Așa este. Da. La un moment dat devine cotidianul ăla, devine obișnuința. Și ați intrat în... Da. Și prieteni, cunoștința, eu știu, totul ajută. Totuși nu era singur, da, cred că ăsta a fost un avantaj, n-am plecat singur. N-am fost niciodată singur. Aveți frați? Da. Ei au rămas acasă? Da, suntem 6, 3 fete, 3 băieți. N-au făcut niciunul, n-a plecat din țară și până acum am 2 frați care nu le convine să plece. Cu de toate ce? Probleme. Sunt acasă. Sunt acasă. Chiar cu războiul ăsta, din păcate am o fată care a ajuns, o soră care a ajuns în Canada, o soră acum e în Emirate, a treia e în Liban. Haideți, v-ați împânzit pe Toma Pamon. N-am împărțit războiul. Războiul n-am împărțit. N-a fost voit. Nu. Așa a fost viața. Nu. Și uite, acum am un nepot care a ajuns și în New Zealanda. Deci sunteți pe fiecare continent. Da, din păcate, acum sirienii așa e, așa, din cauza războiului care nu doresc nimănui, da? Asta e. Mergem înainte.
Asta e un lucru bun, că aveți așa o doză de optimism. De asta spun de fiecare dată celor care ne urmăresc că aici sunt oamenii așa cum sunt ei. Pentru că viața nu ne dă de cele mai multe ori cele mai bune încercări prin care să trecem, dar și cele mai grele sau cele mai rele nu fac altceva decât să ne, precum o cocă, să ne modeleze în așa fel încât să fim mai buni și de ce nu să ne tragem de fiecare dată puterea de a merge mai departe, căci în final va fi bine. Sigur. Cum sunteți în România? Sunteți singur? Vă simțiți bine? V-ați acomodat? Cum ați găsit țara asta? Țara nu e ceva nou pentru mine. Oameni cunosc mentalitatea, oameni sunt calzi de obicei. De obicei. Există și am văzut doza de... Da, de obicei sunt calzi și... Da, sigur. Există, ca orice țară, oameni buni și oameni răi, dar întâmplare a fost să întâlnesc oameni buni mai mult. Și asta m-a ajutat. Dacă ar fi o balanță, da, bine, favorabil. Și sunt singur, sunt divorțat, dar am o fată de aproape 20 de ani care a vrut să facă studiile în Germania. Cum ați luat această decizie? Că iată roata s-a întors și la un moment dat ați fost împotriva tatălui dumneavoastră. Mie îmi se pare se repetă. Vedeți, exact. Aceeași greșeală care am pățit-o și eu în Franța se repetă. Și îmi se pare curând să va fi la București să facă studiile. Ea a intrat la facultate de medicină în Siria acum 2 ani, dar mi-a spus, tatăl e război, nu știu ce, și eu, sincer, singurul copil, am zis, domnule, să pleci. Dar eu m-am bazat că să vină în România. Și pe urmă tot s-a legat cu prietenele sale care aveau și părinții și permiteau, erau doctori în Arabia Saudită și au ajuns în Germania. M-au păcărit. În fine, am spus o experiență pentru ea să fie experiența frumoasă și în orice studii nu-i nimic de pierdut. Oricum a învățat limba germană și s-a descurcat, a luat examen după 8-9 luni, e capabilă. Să vedem cu intrarea la facultate de medicină. N-am hotărât, în octombrie intram în facultate de medicină, sau în Germania, sau în România. Sunteți foarte mândru de aia când vorbiți, dar trageți nădejde că va alege România într-un final. Da, România cunosc. Adică eu am spus, stai un pic, profită de experiența mea. Copiii nu sunt ascultători, sunt încăpaționați la început. Vor să aibă propriile lor experiențe. Exact, au drept, dar sunt anumite lucruri, nu e așa. Bine, o las să alege, să aleagă prietena, să aleagă iubit. Meserie n-am înțeles clar. Pentru mine medicina este un pașaport internațional. Este foarte bună în război și în pace. Și ea a văzut lucrul ăsta când m-am mutat, am fost forțat să plec din oraș la un sat, la munte de creștini, care era pace acolo. Imediat am deschis un cabinet și mă duceam și la oameni acasă, urgențe, EKG-ul, consult. Deci, practic, am trăit. Nu există frontiere pentru medici, nicăieri în exact, lumea asta. Exact. Ei se pot așeza. Exact. Nu neapărat să fim bogați, dar sincer. Dar să vă faceți meseria și să fiți respectați pentru ceea ce faceți. Exact. Și câștigul este, nu murim de foame, nu să fim bogați, nu e nevoie nici să fie bogați. Și bogați. Milioane, cât folosesc de ei, 10% sau 5%, nu. Este o meserie nobilă, este o meserie frumoasă, e o plăcere mare și trăim decent, îmi se pare, și respectoși în societate. Respectul este foarte mare și așa am explicat. Alt prestigiu, altă intrare, alt... Și uitați-vă și dumneavoastră, v-ați gândit la mine ca medic. Și vă mulțumesc pentru alegere. Este o deosebită plăcere. Să înțeleg că poartă în ADN plăcerea pentru tot ceea ce înseamnă medicina. Credeți în școala din România atâta timp cât o impulsionați să urmeze cursurile unei facultăți de profil în țara noastră? Sincer, o miserie, deci medicina nu e diferența mare dintr-o țară în alta. Deci, dar omul este format, omul e aceeași, nu este... un motor Mercedes sau Dacia sau eu știu Toyota sau altceva. Omul e omul oriunde se duce. Deci aceeași anatomie, aceeași fiziologie, fiziopatologie, bolile se cunosc. Au rămas niște aparatura care apare la o țară mai devreme decât alta, dar în sfârșit beneficiază toată lumea de aceeași tratament. Cel mai important în medicină este diagnostic. Și tratamentul este ușor. Bine,
scump sau nu se găsește sau nu sunt posibilități, dar în sfârșit se rezolvă. Spuneați că e foarte familiară zona, România în general, față de ce era acolo, în țara natală, în Siria. Asta pentru că oamenii au bunătatea lor, sau cel puțin cei pe care i-ați întâlnit, a fost în mare procent unii buni. Limba a spus că nu a fost chiar așa o piatră de cumpără pentru dumneavoastră, pentru că venea oarecum derivat din franceza pe care, exact, pe care o știați. M-a ajutat extraordinar. Care a fost cel mai greu lucru în momentul în care v-ați stabilit în țară? Că orice om, începutul tot timpul e greu. Să vă găsiți un loc unde să stați, să vă găsiți un job, exact. Să vă faceți asta, cunoștințe. Asta este, sincer. Ce anume a fost cel mai greu? Sincer, vă spun, eu am început să lucrez până că am obținut toate actele în regulă și libera practică la București. Am pornit la privat. Dar eu am experiență mare cu lucratul la spitale și lucratul la stat. Și prin prietenii mei de la Funden, de la cateterism cardiac, și mi-au propus, uite, există, au locuri, au nevoie. Și a fost Buzău. Când m-am gândit la Buzău, ce să mă duc, nu cunosc pe nimeni. Dar e aproape de București. Prietenii mei sunt la București, majoritatea sunt acolo. Când mă duc acolo, parcă sunt în Siria. Prietenii sunt foști colegi sau... Nu, de toate, tot. Prieteni din țara natală. Prieteni și colegi, și colegi. Și sirieni și români. Medici. Majoritate, da. Și am lucrat... Deci v-am spus, am lucrat la privat și m-am gândit la stat. Privatul, nu știu, îl simt temporar, dacă nu e al meu. Și pe urmă am pornit la Buzău și am venit, hai să fac vizită. Cum a fost? Când ați venit prima dată? Eu mai am avut, așa, repet a doua oară, primul lucru când am ajuns pe Buzău, m-am dus la McDonald's. Era ceva familiar, știați? Nu am stat să beau o cafea și să mă uit la oameni. Ce oraș asta? Cum am spus, e oraș mic, nu știu ce, dar m-a surprins, e curat, e frumos și... E bine omul, adică orașele mari, eu am experiență, sunt obositoare, pierdem foarte mult timp. Și înainte să sun la spital la un prieten că am venit, m-am uitat, așa, m-am gândit. Până l-am sunat. Dar ce gânduri aveați în minte? Nu știu, nu m-a întrebat, am uitat. Unde am ajuns? Sau ați da, vrut exact. Să uitați? Sincer, am spus, în sfârșit nu pierd nimica. Deci am de câștigat încă o experiență și văd, îmi convine, rămân. Dacă nu-mi spune convine... asta pentru că e o diferență față de capitală, față de Lille, față de Franța. E cu siguranță o experiență. Adică sincer, cred că ceva diferit. Deci tot timpul. Uitați-vă ce se întâmplă și cu prietenii români sau studenții sau medici rezidenți când pleacă la studii la București. Nu mai vor să se întoarcă. Deci care am văzut, care pleacă să facă medicina, fac specialitate. După 10-12 ani, nu mai vor să se întoarcă în... Vor să rămână în capitală sau să plece sau în străinătate. Ușinuit. Străinătatea asta este, nu știu, încă ei, nu știu, ei găsesc un pas mai greu să se întoarcă în orașul lui. Deci găsește mai ușor să plecă în Franța sau în Germania sau în Anglia. E mai facilă străinătatea decât locul da, de baștină. Nu înțeleg de ce. Totuși, nu știu unde poate să se simte omul mai bine decât acasă. Nu? Așa este, dar vine cu atât mai puternică ideea asta de la dumneavoastră cât spuneți că sunteți acasă aici, la Buzău, când ați făcut Sincer, acum de un timp scurt mă simt acasă. Am început să fac cunoștințe, să am prieteni și foarte bine, sunt foarte bine primit dintre ei. Bine, că diferența că nu beau vin mai mult decât ei. Eu băi mai puțin. Atât. Dar, nu vă place sau nu e sănătos? Da, nu sunt obișnuit zilnic. Ocazional îmi place, sincer. Și vinul care este în zona asta este foarte bun. Și prietenii mei tot mă pisează. N-ai adus? Mai și uit, dar mai le duc de asta când mergeți în capitală. Exact. Da, Buzăul are cu ce să mândri. Ne vedem și în Vrancea, exact. Salutăm și pe vrâncenii care sunt cu ochii pe noi și ei de asemenea au niște vii care dau struguri extraordinar pentru vin. A fost în ce an venirea în Buzău? În Buzău am venit în iunie 2015. Deci peste 2 luni fac 2 ani. Uite, trece. Cum au trecut ăștia 2 ani? Trece scurt. Nu știu.
viața trece foarte repede. Dar, sincer, timpul meu e plin. Ce înseamnă o zi din cotidianul lui George Nader? De dimineață și până târziu noapte. Da, da, foarte bine. Deci, când e de gardă și nu e de gardă. Ai de capul nostru, când suntem de gardă. Da, da, asta vorbeam tot timpul. Deci este dimineața, ajungem la spital, ajung la spital, termin cu bolnavii. Aici tot mă pregătesc pentru privat și începe munca. Și așa termin la 5, la 6, depinde câți bolnavi am. Și începe altă să mă gândesc și la mâncare și ce să mănânc și ce să fac. Sunt un om care îmi place să stau acasă, îmi place televiziune, îmi place sport, mai ales fotbal și tenis. Să vă uitați la televizor, la tenis, extraordinar, la fotbal, urmăresc pe tot. Sunteți sportivi. Cunosc, da, am fost jucător de fotbal. Și sunt supărat pe echipa României. Care... Pentru ce a făcut da, în da, meciul da, cu Danemarca. Da, da, da. Nu, nu numai Danemarca. De 4 ani n-am văzut echipa națională așa. Atunci sunteți un fan focat al fotbalului român. Exact, da. Și am fost la țin cu ei și eu am fost la Craiova și erau prietenii mei, jucătorii, Ilie Balaș, Camataru, toți ne vedeam cu ei, eram foarte buni prieteni. Și știam totul. Și știu și antrenorii și arbitrii. Deci, departe de tot ce înseamnă sfera profesională, timpul pe care îl aveți se traduce în televizor, în mâncat, da, în tot ce înseamnă relaxare, dar chiar și cu telecomanda sigur, în mână. Sigur, sigur. La fotbal am înțeles. Dorm cu telecomanda în mână. Da, deci este cel mai... Ăsta, dacă și un medic adorme cu telecomanda, da, în mână, da, înseamnă că este cel mai sănătos. Dacă e un meci de fotbal, chiar dacă eram după gardă și obosit, încerc să le urmăresc. Da. Tenis, cum vi se pare? Extraordinar, extraordinar. Este... Ce reușesc fetele noastre în ultima vreme? Mi-a plăcut și mi-a și plăcut numai, revenire. Mi-a plăcut revenirea lui Halep, care așteptam de la ea. N-a fost constantă ultimul timp, dar mi se pare acum și a revenit. Odată cu, a fost cu turneul de la Miami, sper, a arătat da, o da, da, mai da, bună, da, da, așa că... Da, urmăresc foarte bine. Sunt fan al lui Federer. Ok, da, da, și... pentru că era între Nadal și Federer, da, uite, da, chiar da, bine da, a punctat. Da, și tenisul eu îl cunosc un joc cel mai cinstit și este un joc de viață, eu consider că tot timpul există o revenire. Deci până ultima secundă și a făcut-o și Halep ultimul meci și a revenit, pierda set, mingea de set și a revenit. Și așa e cu viața, tot timpul există o ocazie, există o revenire. Nu știu, asta care a pus reguli la tenis e un geniu, eu consider. Sau echipa care au pus regulile astea. Foarte interesant joc. Foarte interesant și interviul de astăzi. Trebuie să mergem acum într-o scurtă pauză de publicitate, dar mai avem atât de multe lucruri de discutat. Rămâneți cu noi!